Doamnelor și domnilor, Vlad Mixici. Salut! Ne-ai venit la noi. Încă dăm așa, chiar dacă s-a relaxat treaba, hm? Cum o să... E mișto să dai așa. Că... Da? Așa încep toate obiceiurile, știi? Da. Știi că e, e, e povestea asta, că de ce musulmanii nu mănâncă porc? cândva de mult un șef mare de trip de la ea a făcut o toxinfecție alimentară. și <laughs> de acolo vine. Auzi? Da. da. Bă, de ce m a invitat pe mine? Adică nu puteai să inviți tu pe, pe, Dana Budeanu, pe, da. pe Lovin, pe... Puteam. Adică ei, am văzut, am auzit. Da. Că ei sunt ăștia. Eu de sunt... Trendsetării. Și... Da, nu, da, înțeleg că ei vorbesc despre chestiile astea medicale foarte mult. Da. Sunt și doamna de la doamna Monica Pop. Da. Adică, da, de adevăr. ce? Eu sunt... Spun eu nici nu sunt așa rătos. Spun uh... sincer, m-au refuzat. Ah. <laughs> eu deci am eu vrut. Resturi. Și după aia am zis, bă, cine? -o? aia, să-l chemăm pe un mixie celălalt. <laughs> no. Am zis adică, că e Adică, okay, când, când, când mi-ai zis să vin, m-am gândit, bă, ce vrea Dragoș? Vrea să-și... Adică eu nu fac audiență da. noi ăștia. Tocmai de -aia este, este un concurs, este un concurs, să știi, uh, cum facem audiență mai mică. <laughs> deci cum? și yes. Ne e destul de greu, dar sper să reușim până să încheie sezonul, să facem și zero cu, cu rubrica asta ai de că interviu. Ce să te ajut. Da, mersi. <laughs> Mare voia. Da. Uh, Doamne, de ce să mai... Ah, în primul rând, hai să vorbim de asta cu morții. Deci că nu ne, nu ne ies. Așa. Opinia ta care e? Opinia mea e că nu aveau, aveau cum să numere ok. Că uh, nu e nimic ok. Așa, dar... ai ca să încep prima. Știi, eu sunt de -asta care citește în fiecare zi și am povești plicticoase. Cică, cică, era așa pe la 1860 70 când uh, regele, împăratul Prusiei uh, i-a scris o scrisoare a ambasadorului la Istanbul și l-a întrebat, dacă ne apucăm să facem uh, război cu otomani, îi bătem? Și el a răspuns în foarte repede, da, și atât. Asta l-a chemat și a cerut detalii. De, Ai să așa de sigur, știi? Și omul zice, alteță, e simplu. I-am întrebat, bă, voi știți câte săbi și câte tunuri aveți? Și am primit 10 răspunsuri diferite. Ăia nu știu câte tunuri și săbi au, așa că n-au cum să ne bate, e imposibil. Cam așa e și la noi. Da. E imposibil să, sau foarte dificil, să găsești două statistici din surse diferite pe același subiect în România care să se pupe. Și asta e de multă vreme. Adică orice om care lucrează în zona de sănătate știe foarte bine lucrul ăsta. Adică nu e, nu e ceva surprinzător. E cumva ca în 2016, când a fost colectiv, uh -huh. și după colectiv a explodat mediatic scandalul cu infecțiile spitalicești. Se știa de mult la momentul respectiv. Adică era, nu era un secret. Doar că s-a întâmplat ceva, a fost așa un catalizator și subiectul a explodat în media și atunci brusc toată lumea a început să vorbească despre asta. Dar nu era deloc un secret în lumea medicală, cum nici acum nu e un secret în lumea medicală sau oamenilor care se ocupă de sănătate publică, de politici publice, că datele în România, în sistemul medical, sunt foarte murdare. Chiar așa le zicem, murdare. Deci nu e o Aha. metaforă. Deci sunt așa date stă... murdare. Și atunci, de ce să mai faci tot. Adică, e clar că nu suntem capabili să ținem datele astea cum trebuie. Noi suntem capabili, dar A. să existe și reguli. Adică există știința și putința, dar nu există regulile, nu există capacitatea și poate că nu există nici interes. Bănuiesc, nu știu, mă gândesc. Și în condițiile astea în care ajungem la concluzia, bă, datele sunt și. pe omul ăla, de ce l-au mai dat afară de la minister? Nu știu. Eu nu fac politică, nu mă întreba. Bănuiesc că din motive politice sau nu știu. Că asta era problema, nu? Că a, el, a problema? Păi, da. păi el a zis, zis asta... Păi da, el a zis asta... după ce deja l-a dădusă la afară. Uh -huh. Adică așa știu eu. Nu așa știu, sigur așa e. Păi nu, declarația, de... asta declarația... a fost fitilul. Adică a fost, fitil. a, a fost motivul oficial că au pregătit măsurile le au schimbat ei măsurile nu știu ce peste noapte. Vlad și Ioana, da. Dar da, da. 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 da, totul a plecat de când el a zis bă, nu se pupă cifrele. Și că acolo a fost treaba. Adevăr ce Adevărul e adevăr că poate felul în care a zis-o putea să fie mai uh, uh, deștept din punct de vedere comunicațional, pentru că într-adevăr a pus gaz pe focul conspirațiilor. Uite bă, ăștia ne-au ascuns. Corect, ne -au, corect, 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 corect. Eu sunt convins, am certitudinea, știind cum funcționează acest sistem și cunoscându-i și pe mulți dintre oamenii care lucrează în el, că nu a avut nimeni... Uh, o intenție mânărească. Da, da, să da, O da, 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 da. Ce. Odată, în primul rând, că închiderea localităților, ca să zic așa, nu se făcea în funcție de numărul deceselor, ci în funcție de incidență. Pur și simplu, cum am zis, e vorba de incapacitatea unui sistem care nu e capabil să numere lucruri, cum să zic, și lucruri care țin de bani. Puțină lume știe că, de pildă, în România, marea majoritatea plăților pe care le face Casa de Asigurări de Sănătate către spitalele publice sunt mult subestimate nu din cauza că primul ministru strânge bugetul și nu vrea să dea buget la sănătate, nu, ci din cauza că metodologia de calcul e proastă. Era până de curând asta era ca să zic o poveste din asta de tocilari sunt niște coduri, multe vreo șase de coduri în funcție de care se calculează cât de mult plătește Casa de asigurări de Sănătate un caz într-un spital, da? Și codurile astea au fost preluate foarte deștept la momentul respectiv, că nu era să ne apucăm să inventăm noi roata, din Australia. Ok. Fiecare cod are în dreptul lui numele unei afecțiuni sau unei cauze. O să întreb de ce din Australia? Adică. Nu știu să zic exact că s-a întâmplat de mult asta, dar australienii au unul dintre cele mai. Okay. codificate. Da. Din e un motiv. Lume. Okay. Da. Uh, Și dacă nu mă înșel, atunci s-a făcut și o licitație, dar e de mult, eu pe uh -huh. eram student, eram în cât. Uh, codurile acestea, setul acesta de coduri, ar trebui să fie actualizat cumva la contextul românesc. Uh, din variate motive, el nu a fost actualizat foarte multă vreme, o mică parte din el a fost actualizat la contextul românesc, așa că până de curând, deci nu cu mulți ani Zine, în urmă. Am avut dacă dă canguru peste tine sau exact. ce? Eu? Nu cred. Pe cuvântul meu. Deci unul dintre Dar nu auzit coduri până acum asta. era nu cred. Da, era traumă prin lovitură de cangur în abdomen. Chiar așa este un cod. Ok. Da. Și, și după aia la a dușit pe unul România. și zice el este, păi, cum e? el e poreclit cangurul glumeam și el glu lovit. Glumeam cu un coleg la un moment dat când eram rezident că dacă am scrie codul ăsta în fișa unui pacient. Dacă vine cineva de la minister sau de undeva să ne controleze că ce am făcut Ce-ați făcut aici. <laughs> și, și unde caul. Și e vostru al vostru altfel, dar voi ce ați făcut aici? <laughs> exact. Da. <Cine laughs> e da, da. Da, fabulos, fabulos. Uh, apropo de uh, incapacitatea asta de a face lucruri și de a comunica. Am văzut destule uh, uh, postări interesante în perioada asta uh, uh, pe pagina ta. Uh, uh, cu, această, cu aceste minusuri la capitolul comunicare. Iată, și acum avem foarte mari probleme în a le transmite oamenilor. Mult mai bine comunică Dana Budeanu și. A, da. Da. Că, 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 comparativ cu cine? <laughs> cu statul român. Cine-i statul rău? <laughs> Gheorghiță. Băi, Gheorghiță e pentru noi o surpriză plăcută. Acolo ai văzut? Deci el este siderat de faptul că uh, uh, românii nu sunt tâmpiți. Ei, de fapt, nu se puteau vaccina. Bine. Știi? El, el a trăit cu impresia, bă, oamenii sproși, nu vor să vaccineze, noi avem un sistem bun. Și când a dat drumul la liber și a văzut că lumea vine, wow! Bine să știi că asta e un defect profesional. La noi toți ăștia care am făcut medicina, și să nu se supere uh, colegii pe mine, dar toți avem așa un oarește complex de superioritate. Da. În România, dacă vrei, vorbim despre asta, că am lucrat și în Anglia și în state și acolo lucrurile sunt cumva mai altfel uh -huh. și e un defect, mă rog, pot să ni-l imputez nouă, dar e un defect cu care suntem crescuți în școală, încă din școală. Uh, poate în următorii ani lucrurile o să fie variate, dar generația mea și cu atât mai mult generațiile mai învârte. Că ar trebui să avem în școlile de medicină profesori care să nu cultive asta, nu? Exact, da. Dar referitor la, la comunicare, mi-aduc aminte... Adevărul e dragos că eu nu... Bine, știu când o să zic este asta, o zic, ia uite și pe ăsta ce fiți e. Nu că mă laud cu asta, dar nu mă uit deloc la televizor. Nici nu avem televizor cu cablu. Adică nu, ne putem nu rău, uita. nu e rău, da. Ce văd eu, comunicarea de la autorități este strict cea mediată prin internet. Uh, mai văd pe diverse posturi TV, conferințele de presă, mi-aduc aminte, apăreau uh, uh, înainte de alegeri, bine, uh, doctorul Arafati Constanta. Acum nu știu dacă mai apar, erau uh, trei oameni, așa, la Gigi de pe. Da, 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 da nu. Uh... A, a fost moda Vela, s-a dus. Așa, 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 da, da. da. Uh, a, a ieșit din modă. A ieșit. A ieșit din modă. Uh... Da, nu se comunica așa, mai ales că statul, bine, doctorul Arafat e cel mai bun comunicator din. Asta spune tot. Asta spune multe, da? Dar nu e meseria lui și nici meseria celorlalți să comunice. Uite, un om care comunica bine, nu din cauză că. adică nu cred că din cauza că a fost învățat, era Andreea Moldovan. Uh, cred că și din cauza e, prezenței. Credeam că zici de băiatul care uh, traduce în limbaj mimicogestual Era mult mai. Da, expresiv e, e decât... foarte bun. Ok. Uh, dar, în primul rând, ca să. Adică, aici contează mai puțin oamenii pe care îi pui în față uh, ca reprezentanța ai statului. Ei, până la urmă, sunt foarte interesați să iasă în față. Dacă sunt politicieni să câștige voturi Dacă sunt interesați de o carieră În care imaginea îi ajută Din nou E oportunitatea unică Pentru anumite persoane Această pandemie Adică să o zicem pe șleau Lucruri care pe mine nu mă deranjează Atâta timp cât comunică bine Există câteva ingrediente Ca să ai încredere în ce Să comunică reprezentanții statului Că să îmbrăcați la geacă de piele La costum sau la uniformă toți sunt reprezentanții statului. Odată trebuie să știi, istoric vorbind, că statul ăla e competent și face treabă bună. Ori în România știm că nu e așa. Doi la mână, din nou, statul respectiv să te fie obișnuit cu o comunicare cât de cât transparentă. Adică să ai încredere că oamenii aia îți pun pe masă tot. Îți zic tot ce se întâmplă, da? Trei la mână, atunci când ia decizii, să știi că statul ăla a discutat cu mai mulți. N-a fost doar un grup de 20 de oameni care s-au închis într-un birou și au luat o decizie. E, și asta nu le zice mixi, ci astea sunt trei ingrediente în comunicarea de sănătate publică. Atunci când vorbești din partea autorităților. E, noi avem aici o problemă. Istoric, niciunul din aceste trei ingrediente nu există. Istoric. Nu de acum. E, nu de ieri. De 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani, da? Ori, poți să scoți și pe Dana Budeanu. Da? În față, acolo cu tema. Deci, dacă o pui pe Dana Budeanu, Ministrul Sănătății, să iasă să vă, nu o crede nimeni. E așa, ca, un, ca o antimagie, știi? Face cineva o vrajă. Pui Ministerul Sănătății sau Guvernul României sau orice altă, Cococopo, mm -hmm. toate acronimele. Astea, da, 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 Și, după și aia... oamenii imediat, Apa... Ia stai, dar ăsta are el in Ce interes are Și mai aici încă o problemă Atunci când comunici despre vaccinuri Care sunt legate indisolubil De companiile farmaceutice Îți reamintesc, companiile farmaceutice Nejustificat În ultimii 20 de ani După părerea mea Sunt, nu doar în România, peste tot În topul industriilor În care oamenii au în general Cea mai puțină încredere Împreună cu petrolul, cu băncile și așa mai departe. Uh, și chiar e greu. Adică, știi, e foarte ușor să zici, a, comunică prost, uh, toată lumea se la comunicare, toată lumea critică guvernul că ce prost comunică, dar adevărul e că e chiar o situație dificilă, foarte dificil de comunicat corect și eficient și nu doar România are problema asta. Da, e adevărat, dar și să vii cum face guvernul și spune, stăm cei mai buni, stăm cel mai bine, stăm și apoi cifrele, bă, sunt altele. Păi asta e cum îți dai singur pumnul. Așa. Da, da, da. Adică, după ce că situația e dificilă, mai faci și tu. Da, asta roși... e, adică măcar fi onest. Da, da. Vino și nu mai minți, vino și nu mai. Am scris sau nu, nu știu, am scris, cred că am, am zis la radio uh, destul de curând. Uh, păi, e caraghios până la urmă, dar, dar nu m-am obținut, știi să o zic. Uh, era deoparte, uh, nu mai știu cineva de la PNL, dar un lider politic mare mm -hmm. de la PNL care zice România e pe locul 5 în Europa la vaccinare. Mm -hmm. Și atât. Fără niciun context. Fără... Vine ceva de la USR Plus, tot așa, lider politic important și zice România e pe penultimul loc din Europa la vaccinare. Dar în aceeași zi. <laughs> și și unul și altul aveau dreptate, da. dar și unul și altul ziceau jumătate de adevăr. Ăla care le convine lor. Păi eu nu pot să am încredere. Adică nu veni cu propagandă politică când vorbim de vaccinuri și de lucru care, până la urmă, mi-l bag eu la mine în corp. Nu că de aia suntem toți așa de sensibili cu privire la vaccin. Adică nu e un vot în Parlament sau o lege sau o ordonanță sau nu știu ce, e vorba de ceva pe care îl băgăm în noi. Mă interesează, mă arde pielea, mă arde osul, să știu adevărul. Nu veni cu jumătăți de adevăr. Adevărul fiind că da, suntem în primii șapte în Uniunea Europeană la numărul de două doze. Adică am vaccinat bine două doze, dar suntem codași rău de tot, doar bulgarii mai stau mai rău decât noi, la numărul oamenilor vaccinați cu o singură doză. Și aici ai putea să vii și să dai și o explicație, că oamenii nu sunt tâmpiți. Corect. Explicația următoare. domne, sunt două tipuri de strategii. Unele țări au făcut așa. Au zis, domne, noi vrem să vaccinăm complet anumite categorii de populație. Medici, profesori, Vârstnici, uh, oameni da. care lucrează mm -hmm. în magazine și așa mai departe. Și noi pe asta ne concentrăm. Da? Dacă ai tipul ăsta de strategie, foarte bine, grozav, că ai un număr foarte mare de oameni vaccinați cu două doze. Sunt alte țări, Marea Britanie e cel mai bun exemplu, care, din nou, ei au zis, prioritatea noastră este să blocăm transmiterea. Asta ce înseamnă? Încerci să blochezi cât mai multe noduri din populație. Mm -hmm, mm -hmm. Asta înseamnă că în momentul în care ai vaccinat cu o doză, chiar dacă nu ești protejat 95%, dar ai o protecție de 40-50%. Deci încercăm să vaccinăm cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult ca să oprim transmiterea și atunci, normal că de laudă este să vaccinezi cât mai mulți oameni cu o singură doză cât mai repede. Ăsta da? uh -huh. e contextul. Nu e, Adică oricine îl înțelege. Să iasă domnule, să zică Uite, oameni buni, România a ales strategia asta. Noi ne-am băgat într-un birou, n-am avut timp să ne consultăm cu voi, asta e strategia pe care am ales-o, ăsta e obiectivul, pe ăsta încercăm să-l atingem. Nu să umbli cu jumătăți de adevăr cum îți dă ție bine la, ca să nu mai zic de ăștia de la PSD, care sunt jenanți. Știi cum zic, nu politizăm pandemia, după care imediat Dan? zic zeci, da, doar zece propoziții care da, politizează da. pandemia. Da, uh, mă rog. Uh, apropo de chestia asta cu, domne, până la urmă, vaccinul e o chestie pe care o bag în mine. Uh, foarte ciudată treaba asta că de vaccinul ăsta ne interesează foarte, foarte tare, dar de ce mâncăm, de ce bem, de ce... Despre asta nu ne interesează aproape deloc. Adică am contribuit cu toții în ultimii 30 de ani, cot la cot, cu statul, cu lipsa de legislație, cu marile corporații, cu tot, 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 la toate comorbiditățile astea pe care le avem, cu sistemul sanitar, nu mai zic, cu medicii, iată că tot așa, care spun doar și încearcă cu mai puțină sare, dar nu ți-ar spune altceva despre alimentație. Și am contribuit la lucrurile astea, dar nu ne interesează de fapt ce înseamnă până la urmă Sănătatea publică cu totul, nu? Adică... Vrei să zici că de ce bem Coca-Cola și da. sper că nu ai sponsor pe Coca-Cola? Nu, nu, nu. Trebuie să zici, ca să nu se supere ăștia de vând moarte lentă, trebuie să-i zici în tandem. Și dacă aizi Coca-Cola, zi Pepsi. A dacă aizi KFC, zi McDonald's. A așa. Și așa merg. A așa da. Așa uh, nu se supără da, ei. Da. Dar de ce ne temem de, de vaccin? Da. Uh, păi, tu... Adică niciunul dintre noi nu-l apucă pofta să-și bage acum brați decât dacă mă rog, Doamne ferește, ai o dependență. Lucru care nu e deloc de glumă. Da? Păi da, dar uite, asta de zahăr de pildă e mai a dracului decât heroina, zic studii. Sunt, sunt două subiecte destul de diferite. Sănătatea publică e acum foarte la modă pentru că e pandemie. Clar. Imediat după ce se termină pandemia, la revedere. De pildă există intervenții de politici publice prin care, de pildă, te-a pus să taxezi băuturile cu conținut crescut în zahăr sau mâncărurile de genul ăsta. Apropo de asta, este de mai bine de patru ani în Parlament, prin da, sertare, da, un da. proiect de lege în da, da, sensul ăsta, da, da, da. care stă acolo. Sunt O altă intervenție publică care țintește în direcția asta este, de pildă, ceva ce funcționează deja în Anglia de foarte mult timp și acum la noi, te duci într-un supermarket, te uiți pe o etichetă și trebuie să cauți atent, vezi acolo conținutul de zahăr, mm -hmm, de grăsimi, mm -hmm. de sare și așa mai departe, dar nu știi ce înseamnă aia. Îți zice -ai. 22. Da. Și, și dacă mai vezi acolo și un G ha. slash M, abar ha. n mamă. În Anglia Bă, au făcut o chestie, da. da, au făcut chestia cu culori. E, aici, din nou, depinde fiecare guvern ce strategie vrea. Ambele opțiuni au și defecte și avantaje. Codurile de culori nu aduc bani la, la buget. Sunt cumva mai greu de impus, dar sunt destul de eficiente la o anumită parte a generației dacă sunt însoțite și de campanii de comunicare. De fapt, nu destul. Sunt chiar eficient. Bineînțeles, trebuie să existe și mecanisme de verificare că ia chiar pun acolo ce zic. În Europa există niște reguli foarte stricte. Apropo de glumele cu lungimea morcovului sau castravetelui în spatele lor, de fapt, regulile astea sunt. Să fim siguri că mâncarea pe care o băgăm în noi este mai sănătoasă decât ici și a după colț în Transnistria de pildă. Și chiar este. Mm -hmm. Sau poți să ai cea de-a doua strategie, cum ziceam, cu taxe. Băi, taxăm, îi ardem și toți cei îmbolnăve... ce care se îmbolnăvesc din asta îi tratăm din banii da. pe care i-am strâns din taxele astea. Ceea ce e o tâmpenie, că ajungi tot să prospere industria farma, și industria alimentară doar ne predă. Uite, vezi, hai să mă iau și de chestia asta cu industria farma, că asta mă calcă pe nervi. A. Ca să zicem de la început. Eu nu am luat niciodată niciun fel de bani din, de la nicio companie farmaceutică. Tocmai am avut întotdeauna strat. mi s-a oferit pentru lucruri cinstite. Mulți bani? Adică mă, ideea e bă, Când vine unul și zice Bă, îți dăm 5 milioane de euro N-am avut niciodată să -am, Ai uitat-te la mine, eu am față de 5 milioane de euro Păi nu, zic așa, dacă erau mulți Nu, în sensul că mi s-a oferit În da. sensul că a venit la mine cineva Și a zis, uite, vrem ca să lucrăm În studiu ăla, nu vrei să mm -hmm. lucrezi Sau mm -hmm. vrem să facem o campanie de comunicare Despre cutare boală Eu știu că iau un medicament Pe boala aia Și nu vrei ca să Întotdeauna am zis nu dar n-am zis nu uh, cu acea ipocrizie, uh, bă, eu zic nu că industria farma e o corporație mare și rea care vrea să ne ucidă sau. Uh, nu, am zis nu. Unul la mână pentru că nu aveam nevoie neapărat de acei bani și am încercat să-mi controlez lăcomia care există în fiecare dintre noi. Mm -hmm. Și doi la mână gândindu-mă că atunci când voi fi, de pildă, într-un studio okay. TV sau la radio, pot să vorbesc, cu credibilitate și cu sinceritate, pentru că nu am luat niciodată niciun ban. Și cum pot să zic atunci când o companie farmaceutică greșește, fără să pot fi acuzat că ăsta zice că e dus cu plută așa. Mm -hmm. Exact, acum pot să spun corporațiile farmă Ce produc corporațiile farmă? Medicamente. Profit. Nu produc tutun, în primul rând, ca să producă profit, trebuie să producă medicamente. Da. Imediat ajung și în punctul mai problematic. Ok. În. Sănătate și în lume în general există foarte rar doar alb și negru. Clar. Sunt foarte multe nuanțe. Exact așa sunt și corporațiile farma. Nu există corporație farma albă, companie farma albă sau companie farma diabolic neagră. Sunt de diverse nuanțe de griuri. Unele mai apropiate de alb, altele mai apropiate de negru. De ele, în definitiv, ce produc? Medicamente. Lucruri care nou ne-au crescut foarte mult speranța de viață. Sunt medicamente care au fost inventate în ultimii 10 ani de companii farmaceutice, care, uite, dau exemplu pentru că sunt foarte familiarizat cu el. În urmă cu 10 ani de cancer de piele, din momentul diagnosticului, care e o boală care îi lovește pe cei tineri, din momentul diagnosticului până la moarte, treceau în medie 2 ani de zile. Deci era ca o condamnare la moarte. Foarte urât. E, în 2010 s-au descoperit niște terapii, acum speranța de viață, din momentul dacă ai acces la această terapie, din momentul diagnosticării, e undeva la 10 ani. E, e, e uriaș, Dragoș. Eu de 5 ori mai mult gândesc. Da, da, nu, nu ăsta era uh, punctul meu de însă, vedere. Însă, da, da. vine momentul în care activitatea unei astfel de companii farmaceutice se amestecă cu dorința de a face profit cu orice preț. Și atunci, de pildă, se întâmplă una din situațiile clasice de care se și vorbește foarte mult, și vaccinurile sunt în situația aceasta, dar cu pandemia lucrurile s-au schimbat cumva, antibioticele, da? Companiile farma produc foarte multe medicamente care prelungesc, de pildă, viața în cancer cu o lună sau două, ceea ce nu e foarte mult dar în privința antibioticelor sunt foarte leneșe în a inova, în a băga bani și a investi în descoperirea unor noi linii de antibiotice, lucru care e foarte important, probabil e următoarea mare criză de sănătate similară pandemiei, rezistența la antibiotice e foarte mare. Gândește-te că străbunicii noștri mureau de o pneumonie, ceea ce acum nu mai e cazul. E o boală nasoală, dar nu mor de ea. Datorită antibioticelor, din cauza că s-a dezvoltat această rezistență la antibiotice și ea crește tot mai mult, din variate motive. Tot nutriția e aici, că tot. Și aici, da, toate... și ciclul alimentar are, da. are legătură aici, uh, mai degrabă felul în care sunt crescute animalele uh, și carnea pe care o mâncăm. Uh, e bine, din cauza că s-a dezvoltat, începem să rămânem fără antibiotice, inclusiv de rezervă. Uh, capeți o boală care e rezistentă la orice antibiotic care există în acest moment. Da. Atunci oamenii se îndreaptă către companii și ce bă, de ce nu ați băgat bani? Adică nu ziceți că nu puteți dezvolta așa ceva, uite de ce minuni sunteți în stare atunci când sunteți stimulați financiar uh, consistent. Mă Ia, refer la într -un vaccin. un an, da, da, da. Adică, da? băd la cancer ăla nenorocit, la toate tipurile de ok, de ce avansul? Asta e o, o alt, un alt lucru care li se reproșează. Dar pe mine, mai ales din această poziție, pe mine mă interesează statul. Uh -huh. De-aia spun Companiile farmaceutice pot să facă Fix ce vor ele Pe mine mă interesează că statul Mă duce mai degrabă La farmacie uh -huh. Decât să mă ajute Informându-mă să previn Asta e o observație foarte bună Și răspunsul e foarte simplu L-ai dat și tu mai devreme Motivul e Faci mult mai puțin Bani din prevenție decât din tratarea unei boli. Există în acest moment câteva strategii prin care lumea medicală încearcă să prevină așa ceva. Există, de pildă, anumite țări unde ministerele sănătății de acolo au, lăsat, au lansat campanii care au diverse nume, care intri pe site și pe site-ul ăla în funcție de boala, că pediatrie, că pentru oameni mai mm -hmm. bătrâni așa, Uite, ca să dau un exemplu concret, da? Schiezi, ți se rupe ligamentul încrucișat, trebuie să te duci să faci artroplastie de genunchi, da? Am făcut, știu cum e, așa. Ok. Dar nu toți cei care schiază și li se rupe ligamentul încrucișat trebuie să facă autoplastie de genunchi. Unii pot să trăiască foarte bine 15-20 de ani fără. Dacă îți faci imediat, chirurgul câștigă, evident un ban și tu nu câștigi foarte multe pentru că te doare, durează mult recuperarea e și foarte dureroasă operația și ai putea să trăiești foarte bine și funcțional e, Intri pe site-ul ăsta și găsești inclusiv dai acolo click pe ruptura de ligament și vezi în ce condiții ar trebui să nu te operezi chiar dacă chirurgul îți oferă Alt exemplu foarte bun prescrierea de antibiotice la uh, copii uh, La noi are copii Una, febră două. Da, exact. da. Scrie, nu, dați antibiotice La copii dacă au Dacă nu au febră peste 40 Dacă nu au făcut aia, aia, aia și aia uh, În mod normal lucrurile astea Ar trebui să ți le zică medicul Pentru mine ăsta e un criteriu Foarte bun uh, în, în a, a identifica uh -huh. da, Care e medicul bun Pentru mine chirurgul Cum să zic, testul, eu nu sunt chirurg Dar testul uh, chirurgului Onest? La pentru că bun, nu te aș opera. Încă nu. Mai stăm. Hai, ne mai vedem peste un an, vedem cum merge și așa mai departe. Da. Da? Ăla e chirurgul onest. Sunt mulți chirurgi buni în România, unii foarte buni, dar mă interesează ca el să aibă interesul meu, al pacientului, nu al buzunarului lui. Da? Uh, și asta e mai rar. Asta găsești mai rar. Nu foarte rar, dar găsești mai rar. Nu doar în România, așa afară. Ce s-a întâmplat în afară, mă refer în vest. Ce s-a întâmplat în vestul Europei și în Statele Unite e că breasla la medicală și-a dat seama cât de mult pierde ea ca și credibilitate punând profitul înaintea interesului pacientului și atunci a început să se autoreglementeze. E și unul din motivele pentru care au apărut site-uri oficiale de acest gen. Societățile medicale mari europene, cam toate, au astfel de recomandări de evitare a prescrierii în exces de tratamente, de investigații și așa mai departe. Uh, și pe zona asta cu medicina stilului de viață, cum îi zice acum. Adică, bă, uite, dacă faci aceste lucruri da. din timp, cum ar fi mișcare, cum ar fi eliminarea stresului, iată, vedem zilele astea tot felul de studii, bă, dacă munciți mai mult de 55 de ore, iată ce se întâmplă, apar aceste probleme, e, dacă elimini asta, dacă te mănânci corect, ok, mai mult fructe, legume, ce zice și OMS-ul a venit acum, așa a zis, bă, terminați cu atacarne, carne, că nu e ok, că nu e bună, că... Da, Și atunci dacă faci toate, dormi cât trebuie. Uh, și uh, tot ce mai treți. Ai relații ok, de dragoste, cu respect față de ceilalți, cu, uh, îi ajuți pe alții, contribui, ești voluntar, uh, ai șanse să nu ajungi prea repede la uh, Pre spital. Prevenția are o logică uh, a profitului. Uh, în contextul în care pentru că aici șmecheria. Cum e în medicină, e foarte ușor ca să ai discursuri care semnalează că ești virtuos, că vrei binele pacientului, că vrei binele oamenilor, că ești din popor alături cu ei. Știi? E foarte ușor să semnalizezi virtuți de acest gen, dar trebuie să te duci cumva mai în adânc în realitate. Noi putem să zicem aici, cum se zice de altfel în România? În România, de 10 ani, cred că și mai mult, guverne și Ministrii consecutiv ai sănătății zic, domne, trebuie să uh, punem accent pe prevenție, să dăm mai mulți bani la prevenție. Prevenție, prevenție. Dar asta nu se întâmplă, deși ei spun. Da? Uh, unul din motivele pentru care nu se întâmplă e că prevenția nu este gândită în termen de profit. Ea trebuie să, ca să fie stimulată, uh -huh. ea trebuie să fie dusă în realitate, nu Uite. în discurs. Și există soluție. Da, asta zic, profitul e foarte mare la prevenție. Adică dacă eu... Da, dar e mare pentru o entitate anonimă, foarte vagă, numită statul român sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Hai să fim serioși. Nimănui nu-i pasă câți bani economisește statul român decât în discuții din astea cum avem de pildă noi aici sau într-o discuție... Păi nu-i profit, frate. Dacă eu orientez copiii către sport, îți dau un exemplu. Este evident că peste 20 de ani, dacă fac asta, dintr -o, fac o politică publică din asta, voi avea mult mai puțin. Da, Dragoș, da, asta în lumea uh, ideală, în care politicianul este da. într-adevăr în serviciu public. Dar asta e o lume ideală. Asta nu există în o țară, nici în Statele Unite, nici în modelul suedez. Dar lasă-mă să zic okay. modelul în care funcționează asta. Uh, asigurările private de sănătate. Ei sunt acel agent mult mai granular, adică mult mai mic, care dă seama mult mai direct decât dau seama statul sau politicienii, care au interesul profitului, dacă nu fac profit, îl dă pe CEO afară da. bordul sau acționarii, mm -hmm. da? și atunci interesul lui, domne, cum să fac profit? Când face profit o societate de asigurări, de, de asigurări medicale? Când? Când? atunci când cei mai mulți asigurați ai lor okay. sunt sănătoși cea mai lungă perioadă și coti de timp. Și cotizează. Evident. Corect. Altfel Băi nu da, sunt asta asigurați. Zic. Da. Adică exact. uh, uh, da. îi convingi pe oameni să-și facă acest abonament, această asigurare, da, 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 da. dar ei n-au nevoie de Au nevoie pentru niște fleacuri. Uite, și eu am asigurarea asta. Și uh, ce fac? Uh, o dată pe an analize, te da. duci când ai ceva, dar nu... Depășești suma aia. În, în sistemele care nu sunt așa etatiste cum, cum e România, la capitolul ăsta, te asiguri medical, nu pentru lucruri mici, cum facem noi în România. Te asiguri medical pentru riscuri mari. Uh -huh. Doamne, ferește, ai un accident de mașină. Da, da, da. Chestii da. care costă foarte mult să te tratezi. Trebuie să-ți vinzi o casă sau un apartament ca să te tratezi, Doamne ferește, de o boală gravă sau de un accident grav. Ori pentru asta te asiguri, în, în cele mai multe cazuri. Dar există și acolo pachete diferite. Sunt pachete și pentru ăștia ipohondrii în care te asiguri și pentru o alergie. Da, deci da, ai. Da, Dar da, da. Da. Ce vreau să zic e că, în, în logica unui asigurator privat medical, el are tot interesul ca să investească și să-i convingă pe asigurații lui să trăiască sănătos. Tocmai de aceea foarte mulți asiguratori medicali privați uh, dau stimuluri și bonusuri asiguraților care fac lucruri ca să fie sănătoși. De pildă uh, îți dau 10 vouchere ca să te duci în fiecare lună la sală. Sau dacă vii și îți faci analizele de două ori pe an, ca să-ți pot prinde boala din mm -hmm. timp când e ieftin de tratat, da? nu când s-a agravat, atunci îți fac o reducere la rata lunară pe care trebuie să o plătești cu 5%. Fac foarte mult. Statul n-are interesul ăsta din do în România, din două motive. Unul, pentru că e monopol, Casa de Asigurări de Sănătate, de fapt, o singură asigurator mare de asigurări medicale în România restul sunt peștișori pe lângă, uh, și doi, pentru că, cum ți-am zis, responsabilitatea e atât de diluată încât cu îi pasă. Și nimeni oricum n-are timp să stea atât de mult ca să facă astfel de schimbări. Apropo de cât de des se schimbă ministrii sănătății și președinții CNAS-ului în România. Da, e o nebunie acolo, într-adevăr, pe de altă parte, nici privatizarea sănătății despre care se nu vorbește. Nu sunt. Da, da, uite, a, vezi, asta, asta e o precizare. Asta care... e alt subiect. Deci da. Să nu înțelegi că sunt pentru privatizarea integrală a sistemului medical. Deloc. Din nou, avem două extreme. Sistemul cubanez, să zicem, da, și sistemul american. Sistemul cubanez 100% de stat, sistemul american nu total, dar predominant privat. Mm -hmm. Uh, în uh, niciunul, asta iar e un lucru care mă enervează uh, real. Oamenii care vorbesc despre sănătate ideologic uh, așa e un soi de pat procustian băi, eu sunt de dreapta deci privatizare la sânge sau, alternativ, eu sunt de stânga cu poporul să protejăm oamenii, să aia A, A, așa. între între Există mai multe modele și variante și combinații. Combinații de nu știu câte luate, de nu știu câte ori. Fiecare dintre ele se potrivește într-un anumit moment istoric unui anumit tip de societate, unui anumit tip de economie. De cele mai bune rezultate, da. Exact. Sunt țări, țările normale la cap, care nu s-au osificat într-un singur sistem medical de un anumit model în ultimul secol. Au evoluat. În Nemții sunt cel mai bun exemplu deși sistemul Bismarck pe care l-a inventat chiar omul cancelarul, el a evoluat foarte mult față de momentul în care a fost inventat. E altfel astăzi. Dar asigurări, asigurările private, când vorbim în România de fapt despre privatizarea sănătății, nu știm exact despre ce vorbim. Despre ce vorbim? Vorbim despre asigurările medicale? Da. Atunci e o discuție. Vorbim despre spitale? În România există peste 300 de spitale, nu clinici, de spitale. Deci vorbim strict despre spitale, spitale private. Uh, în România există deja programe naționale de sănătate, de stat, uh, la care spitalele private sunt predominante față de spitalele de stat. Deci vezi că aici deja lucrurile încep să fie mai uh, combinate. Nu e ca la asigurările de sănătate unde totul, aproape totul e de stat. Dacă vorbim de segmentul ambulator, adică de clinici, cabinetele unde ne ducem cei mai mulți dintre noi. Cabinetele unde ne cheamă medicii de la stat pe cei mai mulți dintre exact, noi. Exact, unde te duci la colțul străzii, că nu ai da, chef să te duci da, la spital da. sau să aștepți. Acolo, 95% e privat deja. Mm -hmm. E privatizat. Vorbim de medicina de familie, acolo e 100% privatizat. Deci, de Ok, hai să vorbim despre privatizarea sistemului medical, dar despre ce? Care, Care dintre da, ele da, vorbim? Da, da într-adevăr, discuția o, e. Oamenii uh, ori uită, ori nu știu că deja o bună parte din sănătatea românească e privatizată. Uh, și, în primul rând, cel mai important actor din sistemul medical românesc, medicul, uh, agent de fapt, este într-o situație foarte favorizată în România. Pentru că el poate, așa numita uh, practică dublă, el poate în același timp să fie full-time și, și la stat șicolo. și la privat. N-ar trebui și... să se decidă asta cumva? Ba da, asta e ca să zic așa, rădăcina multor rele. Uh, e un lucru foarte nepopular pe care îl zic acum, dar sincer să fiu... Uh, iartă-mi limbajul, mi se rupe. Pentru că nu sunt politician și nu mă interesează să fiu da, 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 da. Ce zic e 100% adevărat. Este unul dintre principalele motive uh, ale multor excese uh, din sistemul medical românesc. Și anume această practică dublă. Uh, există, uite, dau exemplu Franței, unde ai voie să lucrezi, uh, chiar ai voie să ai paturi în regim privat într-un spital de stat, dar în anumite condiții. În Marea Britanie ce să mai vorbim? Acolo e foarte dificil să se întâmple ce se întâmplă la noi. Lucrezi de la 7 la 1 la stat și de la 2 la 8 la tine la privat. Pacienții care sunt cei mai profitabili îi redirecționez la tine la clinică. Sau ești șeful unei clinici de stat și în același timp, la două străzi, ți-ai construit uh, clinica ta privată, care e deja mare, pe 3-4 etaje, așa. Uh, nu vei avea niciodată interesul tu, ca șef de clinică într-un spital public, să-ți mega dezvolți acea clinică uh, pentru că îți faci concurență proprietale clinici private. Uh, și exemplele sunt, sunt foarte, foarte multe. Uh, e o lume complicată, uh, iar acest nod gordian, că e de fapt un not gordian, naște și o altă problemă despre care nu am auzit pe nimeni vorbind public aproape niciodată în România, în acest context. Și anume, medicul care merge și lucrează, hai să zicem, hai să fiu generos, că uneori nu se întâmplă așa, dar medicul care lucrează șase ore pe zi în spitalul public, la locul lui de muncă, în spitalul de stat, și după aia mai bagă încă șase ore pe zi în clinica lui privată, ca să facă bani. Omul nu poți să-l acuzi. Omul e întreprinzător, antreprenorial și vrea să ajunge să lucreze 12 ore pe zi. Toate datele din toată lumea arată cu cât un medic lucrează mai multe ore pe zi peste un anumit prag, cu atât crește numărul erorilor medicale pe care le face. Și ăsta e un lucru foarte uh, nociv pentru noi, pentru pacienți. E, până la urmă, unul din motivele pentru care în legislația europeană este foarte strict legiferat numărul de ore maxim pe care are un medic titular, un medic specialist primar la noi, dreptul să le lucreze. Și e, de altfel, unul dintre plângerile medicilor de această dată cu care nu doar că sunt de acord, ar trebui să se urce pe garduri ca și galeriile la stadion. Uh, pentru că sunt atât de puțini în anumite specialități și în anumite zone ale țării, că sunt obligați să lucreze uneori și 20 de ore pe zi. Da, 10 de ore, da, da. Aici este. Adică, cine ar trebui să pună această presiune pe stat ca să rupă odată pisica asta? Bă, nu mai aveți voie decât într-o parte sau în cealaltă. Salariile s-au mărit în sistem. Nu mai e problema aia pe care o ziceam toți. Bă, lasă-mă săracii că au 1500 de lei pe lună, frate. Azi le dăm noi că asta e. Nu mai e situația asta. E, da, e foarte bine că s-au mărit salariile. Da, e extraordinar. Da. E, ideea e de ce nu se merge mai departe cu... Pentru că e foarte riscant politic. O decizie de acest gen anume de a legifera această practică dublă care în România în momentul ăsta e complet la liber, Așa? lucru care nu se întâmplă în multe alte țări, în marea majoritate a țărilor veste europene nu se întâmplă, nu e posibil, e extrem de riscant politic pentru că îți ridici în cap o bună Ce? parte Medic. din breasla medicală. Care e foarte în culo, puternic. ideea e că ții de partea ta pacienții care merg la vot. Ca politician e foarte riscant politic din două motive. Uh, unu, uh, medicii sunt o breaslă puternic, din, puternică din punct de vedere politic. Uh, sunt foarte mulți medici în Parlament, de pildă. Uh, doi la mână, pentru că pacientul întotdeauna va avea mai multă încredere și e bine că e așa, Doamne ajută, în ce îi zice medicul lui, decât în ce zice politicianul. Păi da, dacă medicul lui vine și îi zice bă, ce, eu știu caz, am scris despre cazul ăsta, petrecut într-un spital, medicul vine la el și zice bă, ce mai ai acasă de așa? Mai am un cal, vinde Că mâine te operez. Da? E, în condițiile alea, eu cred că un astfel de pacient îl apreciază pe politicianul care decide să... Nu cred, pentru că mulți dintre pacienții români atunci când aud asta, întreabă dar de ce nu putem? Nu puteți să mă operați în spitalul de stat? Și atunci medicul răspunde, păi uite, nu am aia, nu am aia, nu am aia, nu am aia. Păi de ce? Păi că nu dă statul. Nu, e adevărat că aici e invers. Pacientul zice, domne, nu, medicul e ăla care zice, vii te operezi aici, așa avem grijă și după aia facem recuperarea la cabinet. Ori dacă vrei, să, cei mai mulți. dacă vrei să vii la spitalul de stat, aștepți, nene, sau stai cu încă șase în salon, sau faci da. coadă, sau uite, n-ai un duș de bun simț, sau mori de cald că nu ai rulouri vara la fereastră și așa mai departe. Pentru că condițiile sunt mai proaste. Nu că n-ar fi fost bani, atenție, condițiile ar fi putut să fie bune. Asta e, asta e al mit, da. E al mit că care a a dispărut. fost finanțare. Da. În România, vezi, iar suntem între nuanțe. Tot timpul e mai complicat să vorbești de lucrurile astea. Asta am zis-o de nu știu câte ori. Există discursul ăsta unde România dă foarte puțin bani sănătății. Public vorbim. Statul român. Mm -hmm. da? Lucru care e adevărat. Tortul nostru, pe care îl avem noi în România, felia dată sănătății este mult mai subțire decât în marea majoritate a țărilor europene. Nu doar din UE. Și albanezii dau o felie mai groasă din tortul lor, deși tortul lor e mai mic decât al nostru. Da? Că ei sunt mai prăpădiți. Pe de altă parte, dacă te uiți pe cifrele crude, ajustate la inflație, în ultimii 10 ani, real, finanțarea în sistemul medical românesc a crescut foarte mult. Se dau mult mai mulți bani real în sistemul medical de stat, și și noi din buzunarul nostru direct scoatem mai mulți bani decât scoteam acum 10 ani. Cu toate astea, lucrurile s-au îmbunătățit sesizabil doar în orașele mari în centrele universitare și în zona privată. În rest, în orașele mijlocii, la țară, lucrurile sunt în continuare foarte rău. Iar aici explicația alt mit. E foarte ușor să vii să-și domne, sunt hoți, corupție, bla bla bla. Și asta e o problemă. Dar nu e principala problemă. Principala problemă e că banii nu se cheltuiesc cu cap. Da, e așa, știi, după ce că lucrurile sunt cum sunt, tu stai la o garsonieră la Dâlga și dai bani pe roți de Mercedes pentru că știi tu că o să-ți iei peste 10 ani Mercedes. Știi, cam așa stau lucrurile. Da, da, într-adevăr, aici, da, nuanțele sunt multe, discuția. Problema e că nici nu discutăm în spațiu public foarte mult despre asta pentru a crea presiunea necesară că politicianul când vede că nu există discuția pe un anumit domeniu, și nu există acea presiune pe care el s-o simtă, zice, băi, ok, înseamnă că ăstora le convine așa, la ce să mă complic eu acum să vin să zic, știți mă e. mănâncă pe mine în fund să îl schimbăm nu știu ce. Da. Bun, pe final, care sunt de făcut de acum încolo când vine practic greu? Adică până la valul 4, statul ăsta va trebui să convingă cât mai mulți cetățeni care iată se cam termină, adică ai vaccinat cum ai făcut, cu programări, cu nu știu ce, cu ai ieșit acolo la maratonul vieții, a, 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 a. oamenii care vor să se vaccineze, ăia sunt. Adică, uh -huh. e de acolo încolo, ce facem? Uh, și dăm un acatist. <laughs> uh, Dar pe bune dăm un acatist. Uh, pentru că aici sunt două doi mari poli care pot să ajute real. Uh, oamenii în sutane uh -huh. uh, și televiziunile. Uh, poate și rețele sociale, dar acolo lucrurile sunt prea dificil de, uh, de, de cuantificat. Uh, de aia zic că dăm un acatist. Ok, dăm televiziunea la o parte, clar că ce vedem la da. televizor seara de seară este... Nebunie totală. Am citit de curând un, un reportaj în, într-un sat din Transilvania care și-au reușit să-și vaccineze foarte mulți. Bine, un sat mic, da, uh -huh, uh -huh. și primarul zicea că, domne cu preoți. I-am convins pe preoți să zică la predică. Eu sunt un om dus la biserică. Știu mai multe despre preoți și despre ce să predică și prin biserici decât știe, aș zice, media populației, pentru că m-am dus. E un mit și în cazul acesta, că preoții în marea lor majoritate sunt antivaccin sau antiștiință sau așa. Nu. Proporția e cam ca și în populația generală. Doar că întotdeauna e mai ușor ca să vorbești împotriva a ceva decât pentru ceva. Mai ales când ești preot. Ori în lumea clericală contează foarte mult ce face întâi stătătorul. Pentru că ierarhia e sfântă. Și în biserica ortodoxă, și în biserica catolică. Uh, prin urmare, dacă l-auzi pe Papa Francis că iese și spune așa, atunci Părintele Francis Doboș o să fie foarte provocant și o să fie cool și au uite bă, catolici ce cool sunt. Mm -hmm. uh, de fapt, el n-ar fi făcut asta, deși Părintele Francis chiar e un tip da, foarte Da, a mic. fost la noi, e ok, da. Uh, dar n-ar fi făcut asta dacă Papa Francis s-ar fi abținut sau... Uh, la fel dacă Patriarhul ar ieși de fapt a avut o primă ieșire pozitivă, așa pe jumate, dar a zis-o. Dacă ar ieși și ar spune, cu subiect și predicat, domne, trebuie să vaccinați, vaccinarea e un gest de iubire a în primul rând. Chiar așa e. Și ieșiți oameni buni și vaccinați-vă. Atunci ar fi toate predicile pline de îndemnuri de genul acesta. Uite, e episcopul Calinic, dacă nu mă înșel, care vorbește așa pe șleau, chiar așa zice. Dar nu prea-l vezi la televizor, din câte știu. Sau, cel puțin, nu prea-l am văzut despre rețelele sociale sau pe site-urile televiziunilor de știri. Pe Nenea de la Constanța îl vezi tot timpul. Toată lumea. Da. Și e, adică, cumva, asta e capcana, știi, din cauza că media are această tendință. Nefericită De fapt nu nefericită, până la urmă e de înțeles uh -huh. De a scoate nebunii și Știi ca la Iar Maroc, De a scoate uh -huh. în față Ceea ce e ok până la urmă Problema însă că e destul de Deprofesionalizată Și îi scoate în față fără a-i provoca Fără a le pune întrebări provocatoare Fără să-i bage în corzi Uh, îi bagă... Le pune argumente în față știință. Da, adică dacă ești un, da. un personaj de acest gen, te duci într-un într studio mare de televiziune, nu vreau să generalizez, sunt și multe cazuri în care mm -hmm. nu se întâmplă asta te duci într-un studio mare de televiziune o să fie așa o atmosferă prietenească ia uite bă ce zice ăsta dacă mai ai prin studio vreun nebun care te întreabă bă acum cum a putut să-l invitați mă pe ăsta? ce calitate zice a domne noi dăm este dreptul libertate la de exprimare exact. toată lumea are exact. dreptul exact. să se exprime da, a, da. așa e prostia este un drept al omului până la urmă da. dar cel care îți arată permanent zi de zi numai prostii și numai proști nu face altceva decât să te tâmpească și el este responsabil pentru faptul că ți arată numai proști. De ce? Ca să facă un punct de audiență? Să se ascundă după ipocrizii de genul ăsta, că eu dau dreptul la, la liberă exprimare? Uite, de pildă, mi-aduc aminte, am fost cu mulți ani în urmă într-o emisiune la TVR, tot așa era un scandal la Mihai Rădulescu. Și el m-a întrebat la telefon, băi, când vii, vreau ca în studio să... Invit uh, și pe un antivaccinist. Uh, te deranjează? Și am zis, Bă, mă deranjează, dar te înțeleg dacă îl inviți. Uh, și l-a invitat. Și pentru mine a fost o emisiune foarte inconfortabilă. Mm -hmm. uh, N-a fost deloc plăcut. Am ieșit de acolo cu nervi, a trebuit să mă duc și să mă uit puțin la stele, știi, să mă calmez, dar așa ar trebui să facă toți. e aia să inviți tu la emisiune de maximă audiență, uh, doar tu care e jurnalist în studio cu o tântică specializată în coafuri, mișto poate de altfel, că nu mă pricep, și să vorbeze despre vaccinuri, frate. Pe cum e posibil așa ceva? Și după aia să vii și să zici cu ipocrizie că, a, pe păi da, eu apăr dreptul la liberă opinie. Știi? Da. Uh, uite, de celebra emisiune de la, de la Pro TV cu Olivia Ster și doctorul Craiu. Când pui față în față un astfel de om cu un doctor bine pregătit, care știe să comunice, care știe și cum să-și păstreze calmul, lucrurile tranșează foarte clar. Da. Adică trebuie să. Ai realmente o problemă ca să crezi. Adică, tu, de pildă, dacă te-ai duce să-ți repar mașina la frizer și să te tunzi la bucătar, prieteni, te zice, bă, ai. Sau la măcelar. Știi? Adică, da. <laughs> da, corect. Uh, bun, mersi mult. Noi încheiem fiecare dialog cu un cadou. Și, apropo de măcelar, că de am vrut să fac... Păi și eu ți-am adus o carte, dar nu legătura e... Legătura asta nu ai la tine, nu? Ba, am, dar e, uite, în afara... Da. E în afara, da? E o carte subțire. Așa. Zim despre ea, dacă... Îi zice Legile Medicinii. Ok. Scrisă de un nene cu un nume foarte complicat, ca prenumele Sidarta, așa așa, așa. așa, Ok. Și e foarte mișto că vorbește despre medicină ca despre o știință unde sunt multe nuanțe, multe incertitudini, nu există încă răspunsuri mm -hmm. foarte... Ia foarte, uite! Ia uite. <laughs> A venit! Ia uite! Ok! Uh, Mersi! Ok! Foarte fain, o să o citești! Mm -hmm. Îl cheamă Siddhartha Mukherje. Mukher. Tipul e oncolog, e Aha. foarte cunoscut în, okay, în state. Okay. Uh, e, e foarte Mersi foarte mult. Fie. Noi ți-am pregătit uh, arta da, moștenirii. Ah, mulțumesc. Uh, foarte mișto. Da. Uh, ce să zic, să zic că am citit o? Ai citit o pe jumătate. ai da. citit o, a? da, okay. citesc da, alt... o Am citit în engleză. Aia, uite, vezi, Stii? au scos o cei de la. Uh, uh, la... Nu știam, da, nu știam că au, că au scos o în engleză. E foarte mișto. Am da. citit, uh, am citit mm -hmm. pe mersi. Bine. Bine, și dăm așa că sper că am... Vaccinați amândoi! Vaccinați amândoi, da. Bine, mersi mult! Bine, cu plăcere! Bine, Să avem pardon Am avut și chinion Ereditar Avem o gaură în buzunar Dar progresăm Încet, încet Toți emigrăm Mai bine venet Decât argați la securie